Bun găsit, doamnelor și domnilor! A mai trecut o zi, ieri după ce a venit președintele României într-o declarație citită în care ne-a spus că a discutat și că lucrurile merg într-o direcție bună, doar este suficient să se preocupe. Am comentat declarația de ieri, așa că nu o să intru în discuții pe marginea ei, dar o să mă aplec asupra declarației primului ministru. Domnul Florin Câțu a ținut astăzi două conferințe de presă, una la Parlament și una la Guvern, pentru că a fost și ședință de Guvern. Și vreau să scot în evidență faptul că, practic, sunt două lumi paralele. Una este realitatea cu care ne confruntăm în România și alta este realitatea politică, în care există altfel de preocupări decât cele esențiale. N-am văzut, de exemplu, în aceste declarații o preocupare pentru educație, pentru sănătate, pentru economie, pentru infrastructură și așa mai departe, ci pur și simplu, bineînțeles, au zis de planul acela de reconstrucție și de reziliență. Și referindu-mă la declarația de la Parlament, ne spune primul ministru: cred că avansăm și avem un plan foarte bun. Deci dacă vă uitați pe transcriptul acestei declarații și ne spune primul ministru cred că, el este prim-ministru să creadă, nu? Nu este să facă. Cred că avansăm. Păi și dacă te înșeli în credința matale și avem un plan foarte bun. Foarte bun pentru că sau de unde a reieșit acest lucru. Și ne spune de buget care l-a construit și s-a bazat pe investiții, o să fie gata în câteva zile, cred. Iar ne spune cred. Cred că se mă lipsește. Ieri s-a întâlnit cu Klaus Iohannis și cum Klaus Iohannis spunea, am discutat, a zis de 12 ori într-o pagină. Primul ministru e credincios. Cred că, și ne spune, cred că o să fie gata în câteva zile, cred, o formă finală, dar arată bine așa cum îl vedem. Și arată bine planul cum îl vedem, nu cum este, cum îl vedem noi sau cum îl vede domnia asta, nu a specificat acest lucru, care este destul de important din punctul meu de vedere. Cei de la PSD știți că ei au zis, domnule, dacă nu veniți cu planul acesta în Parlament să-l vedem, nu știu ce, nu-l votăm, blocăm toată Europa. Vă dați seama, domnul Ciolacu, astăzi, pentru naivii care cred că el nu va vota acest plan de reconstrucție și reziliență, să zic că, vai, vă dați seama, toată Uniunea Europeană stă în adoptarea acestui plan și dacă PSD nu votează, dă foc la toată Uniunea Europeană. Deci vă dați seama câtă putere și capacitate și înverșunare are Marcel Ciuracu, în care nici nu stă de discuții cu ei până nu vine de la Uniunea Europeană să-i explice lui cum stă cu planul acesta de reziliență, nici că prin cap nu-i trece să îl voteze. Nu, îl vom prezenta românilor. Eu am răspuns diplomat Câțu, să știți că a început încet încet să învețe. O să vedeți mai încolo că atunci când îi pune o întrebare și nu-i convine, schimbă subiectul. Deja a trecut cumva, se vede că după 3 luni de stat de vorbă cu jurnaliștii prin presă, a început să capete oarecare experiență. Și vom prezenta apoi, românii vor vedea, planul va fi aprobat într-o ședință de guvern, o să fie transparent. Chiar dacă îl vedem noi și îl vom prezenta public, asta nu înseamnă că și noi românii avem vreun cuvânt de spus, pentru că așa e democratic, guvernul își asumă acest lucru și e foarte bine că și-l asumă și va fi un program pentru toți românii. Aici eu mă îndoiesc că va fi pentru toți românii și va fi doar pentru o parte a românilor, aia care sunt mai români decât românii sau mai egali decât egalii și așa mai departe. Au mai fost câteva întrebări, nu le iau pe toate în considerare, că unele chiar sunt ridicate la fileu din divizia presă. Ne spune despre întrebarea aceea cu 22. În afară de această măsură, nu, este cea mai importantă. Deci din punctul de vedere al lui Florin Câțu, cât și al lui Klaus Iohannis, măsura aceasta de a interzice circulația de la ora 22 este cea mai importantă. De ce este cea mai importantă? O să ne spună că o să vedem. Adică o să trăim pe pielea noastră. Magazinele rămân deschise până la ora 21 și au mai fost propuneri, cum ar fi închiderea mall-urilor sau toate cele. Aceste mall-urile nu sunt un focar, nu e o problemă, supermarketurile, doamne ferește, vă dați seama cum să se pună domnul Câțu cu supermarketurile, nu? Că, păi, totuși, puțin respect și așa mai departe. Eu cred că în momentul acesta România se descurcă foarte bine. Deci vedeți, doamne, toți care trăim în România, că ne descurcăm foarte bine, ne merge foarte bine, totul este minunat, totul este perfect. Domnul prim-ministru crede acest lucru și o să vină doze de vaccin din ce în ce mai multe, 2,6 milioane vin luna aceasta, 3,1 milioane
în luna aprilie. Deci, campania merge foarte bine. O ține, deci vedeți, când e vorba de deci, și campania merge foarte bine. Sunt și reporterul insistent întreabă, cum se face diferența acea ora aceea de la 23 la 22? Domnul Câțu ne spune, va face diferența, o veți vedea. Hai, comentează asta. Da, domnule, va face. Cum, de aceea v-am spus că a început să aibă experiență, să pună întrebări și să mute atenția. Veți vedea. Păi cum să văd că explicați-ne înainte, adică nu aveți o informare, ceva specializat, cineva care să vină cu un punct de vedere, cu cercetare, ceva științific, în care să spui, da, domnule, uite, dacă pui de la 22, salvezi nu știu cât sau se întâmplă nu știu cum. Și e interesant, ne spune domnul Câțu că doar pentru câteva pensiuni montane se are în considerare să se închidă. Adică supermarketurile nu se închid, hotelurile nu se închid, se închid câteva pensiuni, care sunt mici afaceri pentru oamenii care au pensiuni. Alea sunt importante și alea trebuie închise. Este în discuție, vom vedea, pentru câteva pensiuni în stațiunile montane. Ne spune, eu nu am fost de acord cu închiderea molurilor, bineînțeles. Și cine întreabă, o întrebare foarte bună, de unde a venit ideea de a închide molurile? Și a venit specialiști în epidemiologie. Dar nu suntem de acord. Deci, pe parte, nu contează specialiștii. Aici, când au venit specialiștii, au spus să închideți molurile, cât s-au zis, vai, nu e corect. Adică atunci când specialiștii spun sunt contraziși, atunci când specialiștii nu sunt întrebați, e ok. Deci până la urmă știm că domnul Cățu a spus cum să închideți, domnule, molurile, sunteți nebuni, păi da, mă rog, suntem de acord în acest moment. Mă rog, vorbesc de așa, cu terase, și o chestie destul de interesantă, vedeți acest scandal cu Vlad Voiculescu, cu vaccinurile și cu această băgare în față, pentru că la noi fiind un stat balcanic, toată lumea ce suntem în Uniunea Europeană, dar noi cultural suntem apropiați de spațiu bizantin, de spațiu balcanic, adică dacă nu putem noi să ne băgăm înainte și să facem anumite să ne vaccinăm sau să facem ceva de genul acesta, nu se poate, deci nu merge. Și atunci băieții din servicii, băieții din de pe unde sunt pe aici, armată și așa mai departe, s-au dus și la Lehliu, gară, stat, cum se numește Lehliu acesta, să se vaccineze. Adică domnul Cățu ne vorbește de transparență, o să vedeți că domnul, transparență, Vlad Voiculescu, transparență, Cioloș și Barna, transparență. Dar așa cum a publicat, de exemplu, am citit în momentul de față o știre că, de fapt, s-a dat o hotărâre de guvern. Uitați cum au ajuns să se vaccineze rudele militarilor și angajaților din sistemul de ordine publică și servicii în centre speciale. Guvernul a dat hotărâre în ianuarie semnată de premier și de ministrul Voiculescu. Așa că, vedeți, băieții au făcut, acum se acuză între ei că ba nu e așa, ba, până la urmă de ce s-a aflat? S-a aflat din naivitatea unora că a trebuit să se pozeze și... Mă rog, și ne spune că diferența aceasta din punctul de vedere al domniei sale este încheiată, de parcă domnia sa spune când trebuie să se încheie unul sau nu, și mută atenția în partea cealaltă cu Timișoara, cu locuri de vaccinare foarte mari și, de exemplu, domnia sa a găsit singur, a căutat să vadă, adică nu este o echipă care lucrează pentru prim-ministru și domnul prim-ministru, dacă nu are timp să muncească, se ocupă sau dacă nu are timp de altceva, stă pe platformă și caută locuri de vaccinare. Deci asta face un prim-ministru în România, în loc să se preocupe de lucruri serioase, stă și caută, se joacă pe platformă, nu? Și așteaptă răspunsuri de ce acolo sunt atât de multe locuri și oamenii nu se vaccinează. Reporterii spun de faptul că e cu AstraZeneca, cum și eu de fapt am zis să nu mă vaccinez cu AstraZeneca pentru că am cunoștințe care au avut nu s-au simțit bine câteva zile după ce au făcut vaccinul respectiv și atunci în așteptarea altuia, dar nu se găsește și ca să sar rândul nu este normal și corect. Dar ne vorbește de transparență faptul că e un adept al transparenței totale și chiar dacă se întâmplă ceva, trebuie trași la răspundere, de parcă dumnealui nu are nicio treabă. Personalul militar, mă rog, și ne spune de alții care au intrat,
Și ne spune că nu știe de aia care s-au vaccinat, cum s-a întâmplat și așa mai departe. Probabil l-a uitat că din ianuarie, când ai semnat hotărâre de guvern, că semnezi multe, nici nu mai știe exact cum și ce s-a întâmplat. Așa că primul ministru ne spune nu știu, nu știe să se afle, să se... Dar ne spune că campania de vaccinare este un succes. Și eu n-am nicio problemă personal ca aceste date să fie publicate zi de zi, dar cine are o problemă? Nu știu, eu nu am nicio problemă. Deci vă dați seama, primul ministru al României n-are nicio problemă. Perfect, nu? E situația perfectă, deci ți-ai face probleme. Cu vaccinul AstraZeneca se găsește din plin, Austria l-a interzis, dar nu contează. Mă rog, vedeți că Austria l-a interzis și domnul Câțu, care a început să învețe, dar Marea Britanie l-a folosit. Nici Marea Britanie nu folosește în totalitate pentru că așteaptă să vină din Statele Unite, dar, mă rog, mută atenția și a început să se descurce. Vorbește de faptul că vine pe jos la guvern, își pune o geacă și o căciulă dacă este nevoie și nu mai stă așa. Iar un lucru important este că a anunțat cumul pensia cu salariu. Adică asta e o chestie care, conform Constituției, știți că toți oamenii care muncesc au dreptul la pensie. Iar faptul că dacă după aceea se mai hotără să muncească, trebuie să renunțe la pensie, este o încălcare a dreptului lor, pentru că pensia nu este un dat așa, ți-o dă statul vrând nevrând, ci ți-o muncește. Adică toți care merg la servicii au, mă rog, contribuie la sistemul de pensie, iar atunci când îndeplinesc vârsta, anii și așa mai departe, statul le dă pensia înapoi. Deci nu este un drept care să vină un guvern să ți-l ia sau să nu ți-l ia, dar, mă rog, și Raluca Turcan, care e specializat în pensii, vă dați seama, până acum nici nu și-a bătut capul cu ministerul muncii, cât și Câțu sunt hotărâți să interzică cumulul pensie și salariu. Și o problemă interesantă este că nici în învățământ, unde profesorii ar trebui să renunțe și ei la o pensie dacă au nevoie. Știți că învățământ este unul dintre domeniile în care ba nu există suficient personal calificat, ba mulți nu vor să vină către învățământ și mai e o problemă, din punctul meu de vedere, anumiți oameni care ajung la 65 de ani și acumulează experiență de 30 de ani, 35 de ani la catedră, mai ales în universități, au tot dreptul și studenții beneficiază de experiența lor, pentru că și noi, cei care suntem mai tineri, avem informațiile, știm, dar experiența nu putem câștiga. Și faptul că dacă îi pui pe profesori să opteze între pensie și să, mă rog, plata cu ora sau ce mai fie acolo la o facultate, cel care pierde este studentul, dar oricum asta contează până la urmă, că nu e preocuparea domnului Câțu educația și sănătatea. Dar e mai simplu să spui, nu facem, domne, excepții, îi scoatem la pensie, le convine bine, nu le convine, renunță la pensie și se întorc acolo. Ne spune, domne, șantajul cu mine nu funcționează, mă rog, nu luăm niciun calcul, dar vedeți că în toate acestea, eu, așa cum a spus președintele, vă spun și eu, nu luăm în calcul niciun lockdown, dar nu luăm în calcul astăzi. Că o luăm mâine, că o luăm poimine, este destul de probabil. S-a trimis încă, după aceea s-a mutat la guvern. Câțu, după ședință și, mă rog, ne-a spus de multe alte hotărâri, este una dintre ele care trebuie, o hotărâre de guvern care trebuie aprobată de Parlament cu celeritate. Este vorba de proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă, care le facem cu Statele Unite pe banii noștri, iar prelungirea stării de alertă se mai prelungește, se duce de la 22 și așa, adică o parte dintre declarațiile de dimineață le-a repetat și în partea cealaltă, vorbește de succes, se laudă de campanie și de faptul că nu are nicio problemă cu Vlad Voiculescu. Adică, așa cum v-am spus, primul ministru, din punctul meu de vedere, și miniștrii, în loc să se preocupe de imaginea lor de la televizor, ar trebui să stea prin birouri și să muncească. Dacă nu fac acest lucru și apar tot timpul în declarații de presă și cu subiecte care mai așa să ocupe, adică atenția publică este centrată pe lucruri care nu sunt neapărat importante, iar lucrurile importante nu apar în spațiu public. Iar președintele, ministrii, primul ministru vorbesc de lucruri
destul de interesante. În mod normal, dacă, și așa este cum au dat presa, că s-a făcut la Lecliu, gară, sat, sau cum se numește Lecliu acesta, s-au făcut campanii de vaccinare peste rând, ar trebui ca primul ministru, într-o țară normală, să-și dea demisia împreună cu guvernul lui, pentru că este o problemă. Noi suntem în stare de alertă, de urgență, sau cum s-o numi ea, sunt încărcate, sunt blocate restricțiile prin acel comitet pentru situații de urgență, este pandemie și toate cele, dar unii sunt mai egali decât alții. Atunci, ce încredere să am eu, cetățeanul simplu, oamenii care așteptăm rândul, când vin alții, trec peste rând și se duc și se vaccinează și miniștrii dau, ați văzut cum a apărut știrea că au semnat acea hotărâre de guvern. Acum o pasează între ei, se mai ceartă puțin, mai vin unii, încearcă să dreagă acest lucru și să meargă mai departe. De aceea nu văd seriozitate în acest guvern, nu văd preocupare reală pentru interesele reale, mă refer aici la școală, la educație, la propunerea aceea din Parlamentul European cu 10% din planul acesta național de reconstrucție și reziliență, care, mă rog, chiar dacă a fost și felicitări lui, propusă de Victor Negrescu, să fie stabilită și să meargă către școli, către copii, pentru că doar copiii sunt viitorul nostru, să ne preocupăm de educația lor, să ne preocupăm de demografie, să ne preocupăm de educație și sănătate, dacă vrem să construim ceva în România aceasta, nu? Dacă nu, atunci ne certăm așa, pasăm, vorbim vorbe, trecem dintr-o parte într-alta, căutăm vinovați în opoziție, opoziția se face că face opoziție, lucrurile trec, iar situația, din păcate, nu aduce nimic bun. Până mâine seară, toate cele bune, la revedere!